Te poți trezi și cu un proces, pentru că noile norme moderne permit orice fel de lucru și fac parte din normalitatea vieții cotidiene și atunci aproape că rolul tău ca duhovnic se anulează prin libertinajul exterior din afară. Și mi-amintesc un caz, un băiețaș de vreo 14 ani, la 11 așa cam macio și zic, mă, pe tine te cam strâng pantofii. Nu, părinte, nu mă strâng pantofi, eu port Adidas, nu port pantofi, mai lasă, zic. Și atunci am trecut și eu la varianta a doua, am făcut-o mai pe a, zic, spune-mi de când ești curat cu prietena ta ca să văd dacă te pot împărtăși. A, nu, nu mă puteți împărtăși, că și cu două zile am trăit, dar ce vârstă ai? 15 ani, zic, dar nu ți se pare că e prea devreme? Simt și eu că mă mai aerisesc și mă mai destresez. Ei, la un copil de genul acesta, nu știu în ce măsură îi mai dai să citească Ușa Pocăinței sau Războiul Nevăzut sau îi spui, frate, este păcat. Pentru că el este un bărbătuș deja, ca să spunem așa, un mic mascul, care și-a luat viața sexuală în serios și el odată ce a dat de plăcerea păcatului, foarte greu îi mai explici tu, băi, nu fă aia, nu fă aia. Deci de asta vă spun că spovedania este o chestiune de delicatețe și atenție spirituală în care să nu smintești, în care să nu deranjezi, să nu irizi, dar nici să nu apropii omul de păcat să crede, da, e bine, fă așa, sau să-ți spună, eu nu mai vin la biserică, mi-e stilul ăsta de abordare, nu-mi place, ce-i cu restricțiile astea și cu obișnuințele astea și ce-i cu obiceiurile astea, că asta e treaba mea, nu-i treaba preotului sau a duhovnicului sau nu știu ce. Și atunci când începem să spovedim, dacă vrei să spovedești ca un preot înțelept, să nu pierzi vremea prea mult, eu o practic de foarte mulți ani și am învățat și pe băieții care m-au mai întrebat, întâi vedem ce este cu omul din punct de vedere sufletesc și spiritual. Orice spovedanie începe cu axa vieții. Și trage o linie frumos pe o hârtie și întreb, ce vârstă ai? Și ai trecut vârsta, ca să știi cu ce discuți, cu un minor, cu un adult, cu un căsătorit, cu un om major, cu un om împlinit, cu un om în toată puterea firii, și apoi dacă îl întreb dacă este căsătorit sau necăsătorit și deja știi și ți este de ajuns, și dacă este căsătorit, la ce vârstă s-a căsătorit. Lași axa deoparte și treci în partea dreaptă a axei și începi să întrebi lucrurile simple, să vezi cel care este în fața ta la spovedit. Are interes să se mântuiască? O face din evlavie? O face din tradiție, o face din obișnuință, o face împins de cineva, o face din convingere, o face că așa e obiceiul sau că așa face toată lumea, o face că simte o apăsare, o face că să fie și el în tren să nu spună că nu-i credincios. În privința unui om căsătorit, vă mai raportați și la păcatele din trecut? Numai cu o singură motivație și ajungem, că nu sunt acolo, deja este în subiect problema. Imediat vă răspund. Și încep. Tu te închini seara și dimineața? Da, părinte. Deci eu din start mă luminez, că știu că am de-a face cu un om care știe ce este noțiunea de rugăciune. Și asta e bine. Deja asta e ca o pavăză, cum aș spune, în casa mea nu plouă, acoperișul e bun. Miercurea, vinerea, postești? Da, părinte, poți fi și nu. Noi luăm pe varianta cu da, nu îl deducem, din, ca să nu repetăm același lucru în ambele sensuri. Dar obișnuiți să mergeți la biserică, citiți o carte duhovnicească, citiți din Noul Testament, citiți din Vechiul Testament, citiți un acatist, știți vreo rugăciune pe din afară, citiți vreun psalm și omul îți răspunde, da, asta, da, asta, da, asta, da, asta, nu, asta, nu. Când ți-a răspuns deja cu da, aproape, garantez 100%, că înainta mai adânc într-o spovedanie totală, profundă, câteodată aproape este inutil, pentru că acel om deja știe că are o traiectorie sănătoasă din faptele sufletești. Este milostiv, nu înjură, nu bea, nu fumează, nu batjocorește, nu hulește, nu vorbește urât, nu jicnește, nu se răzbună, face milostenie, e corect, e moral. Deja tu ai cunoscut omul ce fel de calitate sufletească are. Aș putea să spun aici că este mai important pentru un psiholog
ca în anuarul ăla de întrebări, când te duci să-ți facă raportul sau profilul psihologic, noi dăm niște teste de psihologie. Decât să-l întrebi tu dacă sămânii repede sau dacă are prieteni mulți sau irascibil sau vrea să fie lider, asta nu e concludentă. Nu cred în ea suficient. Dar dacă mie mi-a spus un om că se roagă și e moral și e cu minte și nu are viciile de uzură, deja eu știu că acolo am o temelie sănătoasă. Da, da, da. Și întreb, mama sau tata sunt oameni credincioși? Da, părinte. Suntem o familie de oameni care respectăm conduita morală. Și acum de-abia ajung unii, mă întrebați dumneavoastră, dacă nu ești căsătorit până la vârsta aceasta, ai cunoscut femeie să păcătuiești? Da sau nu? Dacă el îți spune că da, întreb când a fost ultima dată, ca să știi distanța, să vezi conform canonului cât ar trebui să-l oprești pentru Sfânta Împărtășanie, o jumătate de an, un an, doi, sau cât se cuvine, depinde cât de adâncimea păcatului, cât de obișnuit e el cu păcatul. Și dacă îți spune părinte acum 3 ani, sau acum 5 ani, sau acum 6 ani, sau acum 7 ani, deja doar vei dezlega acel păcat, pentru că se vede că omul nu este un pătimaș. Și eu, ca să nu-i jicnesc sau ca să nu irit starea lăuntrică, nu-i pun întrebări la modul cum ar trebui ea puse exact după Molifeni. Când întreb așa, dar zic, lucrurile astea se întâmplă întâmplător, așa, sau ocazional, sau ca un hobby, sau te-ai obișnuit și îți place? A, nu, părinte, a fost odată sau de două ori, acum nu știu cât timp. Iar mă liniștesc, deci eu nici nu mai tatonez lucrul în adâncimea lui, pentru că îmi convine extraordinar de bine că înseamnă că omul mi este vindecat. Și eu nu mai am treabă. De ce să-i scormonesc rana inutil? De ce să-i răscolesc amintirea fără fond și fără sens? Dacă omul îmi spune că este căsătorit, atunci am două moduri de a verifica lucrurile. Unu, de cât timp ești? Păi suntem căsătoriți de 10 ani. Și aveți prunci? Avem prunci. S-a întâmplat soția din întâmplare să aibă vreo alunecare, vreun derapaj și să apară vreo întrerupere, care este un păcat deja din altă categorie, capital, crimă. Pentru că e crimă sufletească și trupească. A, nu, părinte, ferească Dumnezeu! Iarăși m-am liniștit. Deci înseamnă că am de-a face cu un om responsabil care evită cel mai greu și cel mai adânc și cel mai cumplit păcat din categoria păcatelor omenești. A păcătui înseamnă una, și a face crimă înseamnă alta. Crima e tot un păcat, dar e crimă. Este una să spun că am fumat și este una să spun că am ucis. Este una să spun că am băut și este una să spun că am ucis. Este una să spun că m-am drogat și este alta să spun că am ucis. Deci arăt greutatea păcatului nu pentru a răscoli vreo minte sau a jicni pe cineva. Cantitatea, greutatea păcatului. De aceea este și mai condamnabil acest păcat. Și atunci insist pe acest lucru. Și dacă sunt tinerei, mai insist pe acest lucru, că ei s-ar putea să nu-mi spună. Aici trebuie o ușoară pedagogie și o ușoară înțelepciune în ceea ce privește abordarea problemei, nici să nu rănești, nici să nu jicnești, nici să nu iriți, nici să nu tulburi, nici să nu deranjezi. Adică întrebarea ta să vină ca un... Ați văzut, sunt niște emisiuni la televizor, 40 de întrebări șoc. Ce artist iubești, ce muzică îți place, ce lucrezi, pe cine iubești, cu cine ești prieten sau nu știu ce. Da, da, da. Alea un rol, aici avem alt rol. Rolul meu este aici de a intra în profunzimea omului, nu de a-i scormoni situ arheologic. Nu mă încântă cu nimic să-i găsesc urmele păcatului, ci mă interesează dacă s-au vindecat urmele păcatului. Și atunci, dacă sunt tinerei și îmi spun că nu sunt căsătoriți, dar stau în concubinaj, o altă formă de vețuire pe care în ziua de azi e modernă și o găsim oriunde, cum, părinte, vorbiți așa? Dar noi ne dorim un copil, nici nu ne-am gândit la așa ceva. Iarăși mă bucur și mi se umple inima de bucurie.